genul programului pamflet. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Cătălina Biholar, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-am regăsit. Am văzut astăzi în jurnal o familie foarte interesantă. Atât domnul cât și doamna Tunsu, cât și cei doi copii sunt absolvenți de facultate. Ce mai interesant este că părinții, amândoi sunt domnul Tunsu, om de serviciu în Piața Mică, și doamna Tunsu, femeie de serviciu în primăria municipiului Suceava. Amândoi absolvenți, repet, de facultate. Administrație publică au făcut cei doi. Situația, sigur, ne aduce cu gândul și la blocarea locurilor de muncă în sistemul public. Probabil, sau cu siguranță, cei doi și-ar găsi un loc de muncă pe la birourile primăriei. De ce nu știu, nu asta și în alte instituții? Greu de spus, Cătălina, pentru că pentru a ajunge la birou trebuie să ai pile. Să fii neam, nu? Cu cineva. Să fii cu mătru cu cineva, să fii la un partid care este la putere, altfel nu. Și doamna femeie de serviciu, pe care am văzut-o foarte fâșneață așa și foarte volubilă și avea cuvintele la ea, nu pare a fi cu mătră cu nimeni și nici membră de partid. Și o să rămână femeie de serviciu în continuare, cu toate că locul ei ar fi într-un birou, pentru că în primăria Suceava sunt mulți semeni analfabeti, cu toate că au studii superioare, dar din astea făcute cu cocoșul, cu găina, cu rachiu, cu benzina și așa mai departe, cu plicul cu bani. Și ei, având pile, s-au angajat acolo, sunt mari șmecheri și mari funcționari. Și ea este femeie de serviciu, face curat. A zis doamna Tunsu că a învățat din toate, a învățat din toate câte puțin. Eu sunt convins că doamna ar face față unei funcții mai importante decât funcția de femeie de serviciu. Și uitându-mă la doamna Tunsu și văzând-o cum vorbește, mi-a venit în cap așa Gavril Vârvara. Pentru cetățenii din Suceava, Gavril Vârvara e viceprimar din partea PSD. Domnul Vârvara, de când este viceprimar, tăcut așa, probabil că el nu știe să vorbească. Și dacă o fi văzut-o pe femeia de serviciu acum vorbind la televizor, tare mi-e teamă să nu-i facă referat să o dea afară, de frică să nu ia funcția. Pentru că eu am convingerea că doamna Tunsu e mult mai bună de viceprimar decât domnul Vârvara. Doar că funcțiile, știi? Și ca să încheiem cercul, se iau altfel, prin păi voturi, desigur, în primăria municipiului Suceava și prin examene la servicii. Doamna Tunsu și cu domnul Vârvara și dai testare pe bune, cred că pleacă domnul Vârvara plâns acasă. Doamna și domnul Tunsu, care explicau că învățau cot la cot cu copiilor, care unul a făcut inginerie alimentară, da, și celălalt nu, da, știu ce altă facultate cu medii foarte mari, dar oamenii ambițioși și am văzut așa cunoștințe, de cunoștințe, da, din drept civil, din asta am remarcat că doamna este foarte volubilă, că de obicei oamenii se feresc de cameră și oamenii obișnuiți se feresc de cameră, însă tu ca viceprimar să fugi de cameră ca dracu de tămâie, n-am mai întâlnit până acum. Și tu partii să-l ții în continuare pe un cetățean pe care nici nu știu oamenii, mă. Cum să fii viceprimar al Sucevei să nu te știe lumea? Mă, să te audă gângurind, spunând ceva, bănuiesc că știe vocale, consoane, să spună, mă, ceva, să-l vadă lumea. Să-l ducă la cursuri intensive de vorbit. Se fac cursuri intensive de vorbit. De scăpate emoții, dacă are emoții în fața camerelor de luat. Să-i dea un rachiu înainte, să-i sticlească ochii, să aibă curaj. Să-i dea niște, dacă are emoții, sunt niște pastile din astea de plante, să-i mai taie din emoții. În alt material am văzut la știri un reportaj realizat la tabăra Bucșoaia din orașul Frasin. Acolo situația, au văzut-o și telespectatorii în imagini, e foarte urâtă. Tabăra e în paragină de câțiva ani buni. De peste 15 ani am văzut nici copiii nu mai vin în tabăra de la Bucșoaia. Și l-am cunoscut cu această ocazie și pe domnul Radu Caraciu, care ne-a plimbat pe acolo. El a fost administrator al taberei prin 60 și care își amintea cu o luciditate extraordinară și cu o memorie fantastică până și ziua în care a intrat Bucovina sub ocupație. Păi și eu propun așa, am văzut-o pe doamna viceprimăreasă de la Frasin, că nu sunt bani, să facă niște bani făcând muzeul rușinii din Frasin.
poate să-i spună Muzeul Rușinii. Dar nu are voie să schimbe destinația, n-ai văzut? Nu poate să tabăra școlară a Rușinii. Dar, bun, dar ea e tabără, dar cum să-i schimb destinația? Care e destinație? De paragină? Tabără în paragină. Bun, și schimb destinația, o lași tabără în paragină și vine domnul Radu, nu? Sau nu cheam? Și plimbă turiștii pe acolo și arată în ce hal. Și să pună niște fotografii, să facă acolo un perete la intrarea în tabără, ca să nu spui că aduci modificări. Și pe un perete să fie fotografii din vremea în care tabăra arăta tabără. Și pe urmă se plimbe domnul Radu și să le arată în ce hal a ajuns și să le spună povești din astea cu regile. Nu e bun, așa și faci niște bani la primărie. Sau măcar o șezătoare să facă acolo pe vânguțele acelea rupte. Da. În, așa, pentru cei care vor tabere, turism și să extrem din asta. Uite, doamna ministru a turismului, care vine peste câteva zile doamna Grapini. Și să facă din încasări. Toți ceilalți miniștri, de la Tineret și Sport, doamna Plăcintă, domnul care a fost Băsescu, că a fost la Băsescu, care a fost la Bucovinei. Și toți ceilalți miniștri, deputați, senatori. Și din banii ăștia să, în 400 de ani, când s-o strânge banii, să refacă tabăra. Eu am fost când eram mic în tabăra asta, 3 zile mergeam într-o tabără la Cernot și am fost acolo ca într-un cantonament și era plin. Eram în clasa a 7-a sau 8-a. Și era plin. Cred că erau 1000 de copii, cum spunea domnul ăla că veneau și 1000 de copii. Dar eu mi-aduc aminte că în fosta guvernare, dacă poporul și-a mai aduce aminte, era un deputat la Suceava, gospodar, îi spunea lui. El e dentist. E medic stomatolog. Și domnul gospodarul, știu că odată la lună, parcă, trimitea un comunicat de presă pe care îl scria nu știu cine, nu scria el, în care spunea el că tabăra Bucșoaia. Că medic scriu urât, nu? Și nu se înțelegea. Și la calculator scriu urât. Și la calculator. Și zicea el cum face din tabăra Bucșoaia perla Bucovina, da? Că aduce el bani de la guvern. 4 ani de zile, domnul gospodarul, doctorul dentist, care a fost în perioada 2008-2012 parlamentar de humor Câmpul Lung, m-a omorât cu comunicatele alea, cum aduce el bani de la guvern cu sacul să-i verse în curte la Bucșoaia să facă tabăra. Acum nu prea se mai poate, că tabăra e a orașului Frasin, gata. A făcut ce n-a reușit domnul gospodarul și a dat silința, dar uite că n-a reușit. Acum așteptăm alt aburitor. Ce e aburitor? Surugiu, da, da, alt aburitor și Radu Surugiu, el e parlamentar în locul. Nu mai are pe domnul Fenechiu. Nu îl mai are, dar să bage și el niște abureli din astea. Domnul gospodarul era la PDL când era la putere și acum PNL-ul e și el la putere și domnul Surugiu e de la PNL. 4 ani o să umble și el cu abureala că face din tabăra Bucșoaia. Nu se întâmplă nimic. Mai ales că el e tânăr, poate când a fost copil, a fost în tabără la Bucșoaia cu Elena Băsescu. Da, cu Elena. Și Elena Băsescu a fost acolo. Și în fine am văzut un material pe care l-am realizat în urma unor plângeri de la câțiva cetățeni din localitatea Putna, de fapt agenți economici de acolo care se plâng că E.ON Moldova își bate joc de ei și de aparatura electrocasnică pe care o dețin, frigidere și așa mai departe, care se strică din cauza penelor frecvente de curent. Dar de ce nu-și bate joc E.ON? Întrebarea mea este. Și dar de ce mai lăsăm E.ON să-și bată joc? Da, nu, dar am auzit o formulare că zicea purtătorul de cuvânt că nu e instituție publică și nu e obligat să comunice. E.ON-ul este face un serviciu de interes public. Deci monopol. A furniza energie electrică este serviciu de interes public și E.ON-ul care a luat pe degeaba căci că privatizare. Asta... Bă, noi popor toate de privatizările de negri, astea le-am avut, dar asta în pierdere. Cum să faci, mă, privatizare a unui sector în care n-ai concurență? Tu faci privatizare ca să intri într-o concurență cu cineva. Acum, dacă era monopol aici, a fost dată pleașcă, pentru că s-au făcut niște înțelegeri la nivel foarte înalt, pentru ca România să intre în UE, să fie NATO, să trimite soldați prin Afganistan, să fie nuie și să vină băncile străine și să ia gazele de șist și petrolul, o componentă a negocierilor pentru primirea noastră în Uniunea Europeană a fost să dăm moca, așa, adică pe doi bani, unor companii de afară niște chestiuni care sunt producătoare de bani. Și E.ON ce a făcut? A luat pe degeaba aproape, că nu știu cât a dat, 1 euro și 10 cenți. Băi, a dat ceva, nimic pentru o companie mare ca E.ON. A luat furnizarea energiei electrice și ce face, mă, E.ON-ul? E.ON-ul vinde energie electrică. Unul o produce, eu o duc prin sârmele pe care le-au cumpărat degeaba
cu tot cu sedi și așa mai departe, și vin și ți-au ție banii, deci ei nu fac nimica. În comparație cu ce exista înainte, când era Electrica, sau nu știu cum se chema, înainte compania avea datoria să facă tot felul de revizii și de a preveni întreruperile, tot felul de lucrări care să prevină întreruperile accidentale de energie electrică. Ori compania E.ON, după ce a luat aproape degeaba toată distribuția în Moldova, cu tot cu sedii, a dat oameni afară, a redus foarte mult cheltuielile pentru revizii și se ajunge în situația asta în care sunt întreruperi frecvente de curent. Da, și, scuza, și mai are aroganța să spună, stai mă, că eu nu sunt instituție de stat și eu nu trebuie să-ți dau ție raport. Și că sunt niște crengi care zgârie acolo sârmele și din cauza asta sunt și întreruperi. Da, și uneori mai cad de pe lună niște meteoriți și până ajung pe pământ se transformă în firicele de nisip și ajung ating firele și se face scur. Niște abureli din astea. E aroganța asta a companiei care a venit într-o țară de negri și este tratamentul pe care ei îl aplică unei țări de negri. Când ai niște conducători care stau în genunchi și pupă condurul unuia și altuia și dă totul de pomană. Asta, deci ce s-a întâmplat cu E.ON-ul, cu compania asta, dând o chestiune de interes strategic aproape pe degeaba unei companii private din străinătate, asta normal ar intra la subminarea siguranței naționale, știi? Făcând ce s-a făcut, trebuiau câțiva să facă pușcărie în țara asta. Dar nu se întâmplă, pentru că noi și suntem popor de negri. Nu e singurul exemplu, că dacă a funcționat cu Electrica și cu E.ON-ul, cu funcționează cu toate celelalte companii de stat. E.ON-ul, cu aroganța asta, trebuie ținut în tensiune ei, știi? De dat la protecția consumatorului toată ziua, cât o fi de mare compania asta și cu acționariat din Germania, cu un comportament care a fost împrumutat, manfișismul ăsta a fost repede copiat de la români de-ai noștri, care au distrus alte sectoare de activitate, trebuie ținut în tensiune la protecția consumatorului și dat în ei și băgat amenzi la ei la greu. Și E.ON-ul, cine e șef la E.ON-ul ăsta? Un domn țăranu, știi? Care când erau întreruperi de energie electrică în municipiul Suceava la greu, a fost o perioadă în 2012, pe el durea la bască și candida la primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc. Mă, dar fi câștigat primăria aia să-i chinuie numai pe aia din Câmpulung Moldovenesc. Că așa, domnul țăranu chinuie un județ întreg. Știi? Îți mulțumesc, Sorin, pentru prezența la Comentariul Zilei. Încheiem aici, doamnelor și domnilor, toate cele bune.